Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a fost în această săptămână într-o vizită în județul Hunedoara. Acesta s-a întâlnit nu doar cu cei implicați în fenomen, ci și cu reprezentanții administrației publice, cu unii dintre aceștia chiar de mai multe ori. Unul dintre cei care au avut mai multe întrevederi cu șeful FRF a fost primarul de Vei, Florin Oancea. Acesta a prezentat finanțarea pe care municipalitatea o oferă echipei de fotbal de la CSM Deva, una echilibrată pentru un club de Liga a treia, în condițiile în care alocările bugetare pentru sport în general sunt destul de reduse. În anul 2021, secția de fotbal a avut un buget de 1,9 milioane de lei, aproximativ 380.000 de euro. În anul 2022, am alocat secției de fotbal un buget de 2,2 milioane de lei, aproximativ 440.000 de euro. Politica clubului de fotbal este de a promova tinerii din Deva, astfel că o jumătate din componenții echipei de seniori provin din pepinierea proprie. Pentru centrul de copii și juniori ne propunem organizarea Deva sub formă de academie, odată cu dezvoltarea infrastructurii. Obiectivul este educarea tinerilor prin fotbal la nivelul municipiului Deva, astfel încât să formăm o nouă cultură a fenomenului fotbalistic. Florin Oancea a vorbit și despre creșterea numărului de copii și juniori, dar și de echipa de seniori care este aproape de o promovare în Liga a doua. Avem o echipă de seniori, CSM Deva, în Liga a treia, seria 7. Până în urmă cu 3 ani, echipa de seniori a Devei se bătea pentru evitarea retrogradării în Liga a treia. Acum suntem pe locul 2, în clasament și sperăm să jucăm în play-off pentru accederea în Liga a doua. La copii și juniori între 6 și 18 ani avem acum 11 grupe. Echipa de juniori mari este în Liga 4. Aici vreau să vă dau un singur element care să arate ce am făcut la Deva pentru copiii noștri, pentru a îndruma spre fotbalul organizat. Dacă în urmă cu 3 ani, în 2019, aveam doar 5 grupe cu 94 de copii, astăzi avem 11 grupe cu 230 de copii. Răzvan Burleanu cunoaște situația fotbalului devean, inclusiv lucrările de la stadion, și a apreciat implicarea administrației locale în fenomen. Cu siguranță avem nevoie de fiecare localitate, de fiecare județ, de fiecare club în parte ca să putem să, într-adevăr, să dezvoltăm acest lucru. În primul rând, ce ne-am dorit, dincolo de o performanță sportivă, pe care sunteți aproape să o obțineți în ceea ce privește o promovare în Liga secundă, ceea ce ne-am dorit foarte mult este să vedem din ce în ce mai mult un proiect și la nivel de copii și juniori, care deja se vede în ceea ce privește numărul de practicanți. Ne dorim, în schimb, să vedem cel puțin o echipă din județul Hunedoara jucând în Liga Elitelor, care reprezintă competiția celor mai bune 24 de academii. Acela cred că va fi un moment care ar asigura o dezvoltare sustenabilă pentru fotbalul hunedoarean. La fel cum consider că ceea ce este nevoie aici la nivel de județ este ca această investiție în bazele sportive, care e o investiție derulată prin Ministerul Dezvoltării, să continue. Nu doar la Petroșani să putem să inaugurăm un teren în această primăvară, dar și la Lupeni, iarăși Hunedoara, Deva. De asemenea, președintelui FRF i-a fost prezentat și un proiect de înființare a unei echipe feminine, lucru ce va deveni chiar obligatoriu în condițiile mult doritei promovări pentru seniori de la CSM Deva. Răzvan Burleanu a spus că fotbalul feminin este în continuă dezvoltare și că în doar câțiva ani va deveni principalul sport ce va fi practicat de doamne și domnișoare. Erau doar 600 de fete și femei în România care jucau fotbal în 2014. Astăzi sunt peste 60.000. Da? Un rol foarte important în anii următori îl vor juca cu siguranță cluburile de fotbal masculin din Liga 1 și din Liga 2, fiindcă sistemul de licențiere îi forțează deja ca să investească la nivel de fotbal feminin. Astfel încât sunt încrezător că rezultatele bune pe care am reușit să le obținem în ultimii ani la nivel de fotbal feminin, mai ales de junioare, vor putea să fie, să spunem, continuate de performanțe și la nivel de echipe de club de fotbal feminin, dar și la nivel de echipe naționale. Iar fotbalul feminin, până în 2026, să devină sportul numărul 1 în România în ceea ce privește sporturile de echipă practicate de fete.
Cu ocazia prezenței sale la Deva, Răzvan Burleanu s-a întâlnit alături de Florin Oancea și cu primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflat și acesta într-o vizită în reședința de județ. Astfel, cu sprijinul federației, s-a hotărât desfășurarea unor competiții fotbalistice între echipe juvenile din Deva și Chișinău, dar și înființarea două academii de fotbal în cele două orașe.